pot fi organizate aceste alegeri anticipate? Adică, vedeți o soluție concretă în acest moment? Știți bine că decizia este în mâna domnului președinte Iohannis, și acum și în viitorul care va veni oarecum natural. Se încheie curând cele 10 zile care le avea la dispoziție premierul desemnat Ciucă pentru a veni cu o listă în guvern. Nu văd foarte mult entuziasm de susținere a acestui ipotetic guvern nici din partea fostei sau actualei alianțe PNL-USR, astfel încât premisele ca acest guvern să nu treacă votul Parlamentului sunt foarte consistente. De la această a doua situație care poate să apară de a nu trece guvernul respectiv, deja cărțile se schimbă, este decizia și opțiunea, pe urmă, a președintelui Iohannis ca să găsească o altă soluție, una dintre ele, cea mai firească, cea mai naturală, cel puțin din punctul de vedere al spiritului Constituției, fiind aceea a declanșării alegerilor anticipate și a găsirii unui guvern care să poată să ducă până la anticipate administrarea țării în condițiile în care ne găsim.